Dragă Anastasia, îți mulțumesc frumos pentru faptul că ai acceptat interviul nostru celor de la 1000 de semne. Suntem aici pentru prima oară la Filip. Tu, spune-mi, tu ai mai fost la Filip, nu? Deci ai fost în trecut cu Alecartul. Cum a fost toată istoria asta? Am fost la Filip încă de la prima ediție, în 2013, dar am participat doar la evenimentul Noaptea Alba Poeziei. Atunci a fost pentru mine, cred că, prima întâlnire cu foarte mulți poeți contemporani în carne și oase. Poeți pe care îi citisem, pe care îi admiram, pe care încercam sau mi se întâmpla să imit involuntar. Și a fost atunci maratonul ăla de lectură, care a durat până la 4 dimineața, a fost pentru mine așa un fel de baie de poezie contemporană care m-a ajutat în evoluția mea. Eram încă în liceu, lucram la revista Alecart și am mai fost în 2018, când, la fel, am simțit mereu că evenimentul ăsta e foarte important pentru un tânăr poet. E foarte important să ai șansa atunci când ești în liceu sau în facultate să poți să iei contact cu atmosfera asta, cu scriitorii din toată lumea. Mi se pare o efervescență care ne prinde bine. 2013, Dumnezeule, deci atunci erai un copil, erai adolescentă până la urmă. Da, eram la liceu. Tu ai fost și redactor șef la Alecart, greșesc? Redactor șef adjunct. Redactor șef adjunct. Știi că sunt și acum, eu mereu îl asociez pe profesorul Gheorghe Cristian cu Alecart 15, adică a fost. Da, la început erau două colegi din Iași și Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, care concepeau revista. Ulterior au rămas doar colegile din Iași, dar cât a fost și Suceava implicată în povestea asta, profesorul Cristian ne monta să ne implicăm, să publicăm în revista asta, să învățăm să luăm interviuri, să facem anchete, adică niște lucruri care cred că mi-au prins bine mai târziu, când am mai scris pentru Observator Cultural, când am mai scris pentru Zona Nouă, pentru Timpul. Cumva au fost niște exerciții utile astea cu Alecart. Ai un exercițiu de critică literară deja format, deci nu ai... Înseamnă că atunci au fost germeni. Da, atunci am început. Atunci pentru Alecart am scris primele recenzii și a contat foarte mult să văd textele publicate într-o revistă. Cumva mi s-a părut un fel de validare și un fel de încurajare că e publicabil, că e frecventabil ceea ce scriu. Te mai lasă copiii să îți vezi de preocupările tale, nu știu, literare, de scris, de orice altceva în afară de, eu știu, de făcut mâncărică pentru ei, de jucat și așa mai departe? Cred că depinde foarte mult de ce vreau eu și de cum m-am setat încă de la început în povestea asta cu maternitatea. Adică încă de la început am hotărât să nu las lucrurile care țin de scris sau de tradus sau de viața profesională, să nu le pun pe hold doar fiindcă devin mamă. Și asta cred că m-a ajutat, fiindcă am încercat în permanență să le duc în paralel și mă preocupă tema asta, să demonstrez, să arăt că nu se exclud una pe alta, că scrisul și cariera nu exclud experiența maternității. Sigur că e un dublu efort, trebuie să fii de două ori mai motivat, dar în anii ăștia în care am fost mamă am tradus și câteva cărți, am început și un doctorat, am mai și scris, am mai și publicat, scos cartea de debut. Deci, cumva, cred că faptul că m-am îndârjit foarte tare să am ambele experiențe m-a făcut să pot. Dar este foarte greu, nu ascund asta. Ce-mi spui, ai muncești intens, adică. Da. E ca și pe vechi, așa, pentru că am copii, acum am copii, acum am copii, acum am. Nu fac ierarhii de genul ăsta. Încerc să le văd ca pe lucruri complementare, care se potențează reciproc. Adică îmi iau o anumită energie, anumite resurse lingvistice din
tot ce ține de copii, adică eu o anumită doză de inspirație de acolo, la fel cum încerc și să mă folosesc de lucrul meu cu limbajul și cu scrisul în relația mea cu ei, prin ce le povestesc, prin ce inventez, prin ce cântecele sau lucruri de genul ăsta. Comentam un pic mai devreme apropo de perioada maternității și mă uit la tine că ești aproape gravă, știi, așa, și mă întreb de unde atâta putere de muncă până la urmă, știi? Tot ce-mi spui presupune o muncă destul de angajantă, fizic. Cred că toată viața m-am luptat cu nevoia de a combate aparențele mele fizice. Adică toată viața a fost catalogată sau etichetată sau ce fragilă, ce știu, dar zic așa că tot timpul am stârnit un fel de compătimire pentru structura fizică și cred că inconștient am încercat să compensez cu forță sau cu un fel de vigoare pe toate celelalte planuri din nevoia de asta, de a fi scoasă sau de a depăși clișeul ăsta că oamenii firav sunt mai fragili sau vulnerabili sau... Trebuie să mă privesc pe mine când aveam 17 ani, știi, sau 22, știi? Pentru că eram cam tot, așa, mă bătea vântul, știi? Avem poze. Da, chiar mă bătea vântul, știi? Trebuie să recunosc că nu aveam... Cred că pentru bărbat e și mai greu să aibă structura asta. Dar trebuie să-ți mărturisesc că nu aveam... Poate că aveam putere de muncă, dar nu mi-o foloseam atât de mult cât o faci tu. Și uite, de asta vreau să întreb, vorbeam puțin mai devreme cu Marin Golan, cu multe ai, am făcut un interviu și ai apărut așa din una între alta în discuția noastră și mă întrebam ce se întâmplă cu poezia ta de 3 ani și ceva, nu ne-ai mai dat nimic, nu mai avem nimic de la tine decât ai mai apărut în reviste cu poeme inedite sau... Am mai publicat un singur text în Scena Nouă și unul în decât o revistă, dar momentan... În ultimii ani nu am mai scris într-un ritm la fel de rapid sau alert pe cum mi-aș fi dorit ca să zic că voi publica sau pot să estimez când voi publica următorul volum, dar încerc să-mi dau timp. Încerc să nu mă simt presată de așteptările care există legate de următorul meu volum, pentru că chestia asta mă angoasează, pentru că Industria Liniștirii Adulților a fost o carte și așteptată și premiată și cumva simt foarte multă presiune acum. Da. Și mi se pare că e prea constructivă presiunea asta, adică mă simt într-un impas, nici nu am timp să scriu. Am și foarte multe alte proiecte, pe lângă am cărți pe care le traduc, am doctoratul și încerc să accept că în perioada asta vieții mă ocup de alte lucruri și scrisul, poezia, cred că o să mă găsească dacă încă e să fie pentru mine. Spuneai despre Industria Liniștirii Adulților, despre care îți întăresc spusele că a fost o carte care a avut un impact extraordinar. A fost, bineînțeles, premiată cu ceea ce așteaptă orice debutant editorial, premiul Eminescu, opera prima. Nu știu dacă am avut ocazia să felicit personal, nu cred că am făcut toate felicitări, chiar dacă se întâmplă 2 ani mai târziu. Trebuie să spun că, pe lângă faptul că este o carte care a avut impactul ăsta asupra poeziei romane, a creat și multe controverse.
cum ai reușit să treci peste toate discuțiile alea interminabile și care au fost, nu știu, simțeam eu că sunt afectat de toate nebuniile care s-au spus atunci referitor la poezia ta. Cum ai reușit să te mobilizezi și să încerci să duci mâlul ăsta urâtul, să treci peste? Cred că faptul că eu aveam conștiința împăcată, că nu am făcut nicio concesie cu ceea ce privește scrisul meu și că am fost congruentă cu valorile în care cred, cu reperele pe care mi le iau atunci când scriu și pe care mi le asum în scris și în tot ce fac, în tot ce vorbesc în viața mea publică, m-a făcut să trec cumva relativ ușor. Și, în al doilea rând, Mocirla a fost creată de oameni care nu citesc literatură contemporană. Și atunci, din start, nu era o... simțeam că e greu să le demonstrez ceva sau că am dreptate sau că e important ce am punctat unor oameni care s-au oprit cu literatura la Adrian Păunescu sau Nichita Stănescu și care nu reușesc să aibă o privire panoramică asupra literaturii. Să accepte că și o femeie poate folosi în ceea ce scrie cuvinte mai mult sau mai puțin vulgare sau limbaj diferit. Au citat greșit, deci o dovadă că nu s-au dus spre volum, ci spre lucruri ce a apărut în spațiu public, deci dovadă în plus că nu citesc, nu caută să se informeze de la sursă și pe lângă asta mi s-a părut foarte nedrept pentru că de fiecare dată când în literatură bărbații fac anumite lucruri, cumva e stigmatizat în momentul în care și o femeie scriitor le face. Adică mi s-a părut deplasat să mă atace cu lucrul ăsta, că folosesc anumite cuvinte, când să fim serioși în avantgardă, care a fost acum mult timp, s-au folosit la greu cuvinte, sau în perioada 2000, adică numai un om care, numai oamenii care vor cu tot din adinsul să rămână fideli unor canoane stilistice mai vechi, pot să stigmatizeze o tânără poetă în felul ăsta. Eu spun că suferă de prejudecăți insurmontabile. Exact. Cred că sunt oameni care nu înțeleg ce se întâmplă de fapt în zilele noastre. Am evoluat. Da, nu mai suntem ca acum, nici măcar ca acum 20 de ani. Sensibilitatea asta se schimbă în permanență, adică nu știu cum ar reacționa să citească tineri poeți de 17, 18, 19 ani pe care eu îi citesc acum. Și față de care simt eu însă că mă demodez un pic și încerc așa să-i vampirizez, să văd, să-mi iau ceva din de... Dar e un lucru firesc, să știi. Da. Și eu simt lucrul ăsta de multă vreme. Adică îmi dau seama că nu mai sunt contemporan cumva, scriind anumite, mă rog, făcând anumite exerciții prozastice sau lirice. Dar încerc să țin pasul măcar cu evoluția poeziei. Exact. Mi se pare fundamental important să încerci permanent să rămâi contemporan cu ceea ce se întâmplă în literatură. Pentru că altfel rămâi la căruța trasă cu cai. Exact. Eu știu, în timp ce avem avioane supersonice. Exact. Asta e deosebire. Nu înțeleg asta. Ai o familie, lângă faptul că ai o familie frumoasă și doi copii frumoși, sunteți o familie de poeți, de scriitori. Cum este coexistența voastră literară? E complementară sau este, mai aveți și contrastice? Aș zice că e complementară. Slavă Domnului că încă e. Cred că ne ajutăm unul pe celălalt și suntem unul pe celălalt primul lector, prima persoană care citește și dă feedback și cred că e foarte important să ai, sau cel puțin pentru mine e important la 2 dimineața când am reușit să montez un poem care mi se pare mișto, să pot să mă duc lângă cineva și să
și zic, uite, am făcut asta și să împărtășim cu impresii. Mi se pare că, că e ceva povestea asta. Te, nu știu, te ajută să vezi mai bine lucrurile. Mă ajută, da, că are mai multă experiență în zona asta, fiind și editor de peste 10 ani. Deci, având zi de zi de-a face cu tot felul de texte și tot felul de manuscrise trimise la concursul de debut sau pe care le editează și feedback-ul lui mereu mi se pare util. Nu sunt tot timpul mega încântată când mi se mai taie cât un vers, când mi se mai așa, dar lucrăm în permanență și o negociere permanentă. Ai apărut la casa de editură Max Brenner și cu siguranță cartea a trecut prin minunul tău înainte de asta. Cum ai negociat cu el tăieturile care sunt mâini toate negociate? Cumva, faptul că lucrasem încă dinainte pe fiecare text când am scris, au făcut ca lucrurile odată cu se în volum să nu mai ai nevoie de foarte multă prelucrare. Sigur că au mai fost câteva poeme care au ieșit din carte, dar cred că a fost mai bine așa. Și este în același timp un volum pe care l-am pregătit în mulți ani. Adică eu însă am stat până am simțit că e produs finit, ok, adică să nu mai trebuiască să cosmetizăm la el foarte mult. Mi-a spus copiii tăi poezia vieții tale, ca să folosesc o expresie așa ușor bombastică, dar eu îmi permit că sunt bătrân și pot să mai deraiez. Depinde de cum vede fiecare poezia. Pentru mine poezia e o chestie pe viață și pe moarte, așa că da, și copiii sunt în același timp agonie și extaz. Presupun că, nu știu, poate o să folosești și experiențele tale din ultimii 2-3 ani, 4 ani în poeziile viitoare. Așa mă gândesc. Nu aș putea scrie despre ceva ce nu trăiesc. Asta. Plus că doresc să existe mai multă literatură sau mai multă poezie pe tema asta. Mi se pare că literatura română e foarte puțină poezie despre asta. Cum vezi fenomenul, sau nu știu, să spun așa zis, un fenomen al feminismului, pentru că nu-mi place ideea de fenomen, știi? Îmi place mai mult ideea de mișcare, trebuie să fie dinamic. Dar tu totuși ai o voce în zona asta și ai putea să spui multe despre ea. Problema cu spusul este că depinde unde ajungi să o spui. Eu, de exemplu, am scris, i-am făcut teza de licență și disertația pe lucruri din preajma feminismului. Am folosit, am citit, e pe feminism, are un puternic halon feminist. Problema e că dacă lucrurile astea pe care eu le scriu sau pe care alții ca mine le scriu și rămân într-un circuit închis de intelectuali care oricum știu sau deja sunt familiarizați cu conceptele astea, n-am rezolvat nimic. Mi se pare că trebuie mers în structurile mai profunde, în școli, să se facă evenimente din astea care să prindă și pe cei care nu au o educație superioară. În școli mi se pare că e nevoie de foarte multă cultură, gender sau de foarte multe exerciții din ăsta de a introduce un pic gândirea asta feministă, care pentru unii e văzută ca o chestie extremistă, fiindcă nu știu ce înseamnă. Și de asta mi se pare important să rezolvăm acolo problema, nu cu oamenii care deja știu. Vrem, până la urmă ne întoarcem tot la educație. Și asta exact. E o formă de educație. Dacă oamenii nu asimilează, poate le dau la asta, nu înțeleg. Și copiii, elevii sunt mult mai maleabili, mai ușor de modelat de la o vârstă fragedă.
de-aia sunt mulți adulți care resping astea, fiindcă n-au fost educați înainte să aibă deschidere spre ceva nou. Știu că trebuie să ajungi la copii, așa că voia ta o să-ți mai pun o întrebare care mie mi se pare foarte importantă, munca ta de traducător, pentru care eu am mare respect, nu o să contenesc să spun treaba asta de fiecare dată când mă întâlnesc cu un traducător, face o muncă excepțională. Eu, dacă nu ați exista voi, eu n-aș mai fi citit foarte, foarte multe cărți extraordinare. Cum ar fi, uite, Ernesto Cardenal, care e un poet de mai comunic. Cum e munca ta de traducătoare? Între toate picăturile, vieții. Îmi place foarte mult și mă salvează tocmai în perioade din astea în care nu scriu. Traducând, am senzația că totuși nu stau degeaba, că totuși nu sunt complet dislocată de lumea literară. Și e în același timp o resursă pentru mine. E o zonă din care îmi iau multe informații, multe idei, pentru că traducând intri în contact cu lucruri din tot felul de domenii, tot felul de colțuri ale lumii. Și atunci lucrul ăsta cumva se imprimă și în scrisul. Cel puțin așa mi se pare. E un organism care mă hrănește imaginarul. Ai și de acum încolo aceeași putere de muncă. Și grăbește-te cu cartea aia, pentru că sunt foarte curios cum vei evolua. Gândește-te poate și la trei. Mă gândesc, eu las fază deschisă. Mulțumesc tare că ai fost amabilă să ne acolzi interviul ăsta și ți lansez și o invitație. Ai oricând deschisă ușa bibliotecii lui Genu, oricând poți și te poți despărți așa temporar de copii, ești binevenită la noi. Îți lansez invitația asta și o așteptăm în bibliotecă. Mulțumesc, Jeff. Mulțumesc și eu. Mulțumesc.